Bună ziua! În continuarea dialogurilor MCP referitoare la situațiile practice care sunt întâlnite atât în cadrul cabinetului cât și în jurisprudența specifică acestui domeniu, o să încercăm a lămuri anumite aspecte referitoare la modul în care poate fi emisă de către angajator decizia de încetare a contractului individual de muncă ca urmare a constatării, pe baza unor examinări medicale, a inaptitudinii fizice, medicale a salariatului în a-și desfășura o anumită activitate la locul de muncă. În mod concret se știe faptul că o activitate poate fi prestată de către un salariat atunci când acesta este apt medical în vederea desfășurării respectivei activități. Situația practică pe care am întâlnit-o a fost aceea că un angajator ne-a prezentat la un anumit moment o fișă de aptitudini a salariatului din care rezulta că acesta este inapt parțial, însă se punea întrebarea dacă era necesar ca angajatorul, având alte locuri, posturi vacante, alte locuri de muncă vacante, avea obligația de a relua verificarea aptitudinilor fizice și psihice ale salariatului prin raportare la locurile de muncă vacante deținute în respectiva unitate. Concedierea salariaților în cazul inaptitudinii fizice sau psihice are loc, bineînțeles, în condițiile codului muncii, în situația în care, în primul rând, este nevoie de o decizie emisă de către o comisie medicală care să constate inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului în cauză prin raportare la o fișă de aptitudini, cum a zis și dumneavoastră. De exemplu, nu știu, că nu ar putea să lucreze la înălțimi sau în funcție de atribuțiile specifice salariatului în cauză. În cazul acestei concedieri, este necesar ca angajatorul să pună la dispoziția salariatului un loc de muncă în situația în care există în organigramă un loc de muncă care să corespundă aptitudinilor profesionale ale acestui salariat. De exemplu, în această situație, un loc de muncă care nu impune salariatului să-și desfășoare activitatea la înălțime. Sau activitatea pe timp de noapte, sau o activitate care este supusă stresului. Exact. Iar în situația în care salariatul, angajatorul nu dispune de un loc de muncă vacant prin raportare la aptitudinile profesionale a salariatului, acesta trebuie să emită o notificare către Inspectoratul Teritorial de Muncă, prin care să anunțe faptul că nu dispune de un loc de muncă vacant și să solicite practic ajutorul ITM-ului în vederea găsirii unui loc de muncă pentru acest salariat. Deci această notificare pe care o adresează Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă este o condiție prealabilă, obligatorie, care afectează valabilitatea deciziei de concediere emisă de către angajator? Da, este o condiție obligatorie. În caz contrar, se poate ajunge la anularea deciziei de concediere chiar pe acest motiv, pentru faptul că angajatorul fie nu a oferit un loc de muncă vacant salariatului, fie nu a, în cazul în care nu a avea la dispoziție un loc de muncă vacant, faptul că nu a notificat agenției pentru ocuparea forței de muncă acest aspect. Cu alte cuvinte, la emiterea deciziei de încetare a contractului individual de muncă ca urmare a constatării inaptitudinii fizice și sau psihice a salariatului, nu este suficientă decizia medicală care să justifice respectiva decizie de concediere, fiind necesar ca angajatorul să întreprindă o serie de verificări. Pe de-o parte, să verifice dacă în cadrul unității există sau nu posturi disponibile
compatibile cu starea de sănătate, starea medicală, fizică și sau psihică a salariatului și, în plus, față de legislația actuală, să încerce să ajute acest salariat aflat în stare de incapacitate parțială de muncă prin intermediul autorităților, a GOFM-ul în cazul de față, în vederea identificării unui loc de muncă compatibil cu noua stare medicală a acestuia. Tocmai și, bineînțeles, salariatul beneficiază și de preaviz în cazul acestei concedieri, preaviz de 20 de zile lucrătoare, ulterior urmând a se emite decizia de concediere care trebuie să fie motivată, să aibă în vedere inclusiv decizia medicală care constată inaptitudinea fizică și sau psihică, să aibă în vedere demersurile. Prin raportare, bineînțeles, la fișa de aptitudini, demersurile pentru oferirea unui loc de muncă vacant sau notificarea către AGOFM pentru ajutarea salariatului în acest sens, găsirea unui loc de muncă. Acestea fiind condițiile prevăzute de codul muncii pentru motivarea deciziei de concediere în această situație. Și bineînțeles pentru valabilitatea unei astfel de decizie. Astfel nu este suficient doar a se constata și imediat a se dispune încetarea contractului individual de muncă ca urmare a inaptitudinii medicale, fiind necesar ca în prealabil angajatorul să parcurgă toate aceste condiții stabilite în mod obligatoriu de codul muncii.